Astăzi baloanele misterioase îmi vor decide cariera pe FIFA 23. Nu sunt singur, îl am alături de mine pe fratele meu care va sparge chiar el aceste baloane de acolo. Dar la final, dacă mă voi clasa în play-off-ul ligii întâi, voi putea spune că am câștigat challenge-ul. Dar dacă din păcate o să fiu un play-out, tu va trebui să-mi dai o provocare pentru acest clip. Orice provocare. Orice provocare. Dacă voi fi după 7, după locul 7 în jos, va trebui să-mi dai o provocare. Oh. Ești pregătit? Da. Haide să spargem baloanele, avem aici furculița misterioasă. Baloanele de sus din colțul acela îmi vor decide echipa cu care voi juca în această carieră, iar cele de jos, după cum puteți vedea, îmi vor decide bugetul transferurilor. Câte like-uri sau ce la acest clip? Asta e întrebarea mea. 129. 129 de like-uri la acest clip. Haide să vedem dacă putem strânge. Ia aici furculița, deci asta e furculița, credem. 4 de sus, hai să începem. Deci, ăla vrei? Da. Sparge. Hai, mai tare! Mai tare! Wow! N-ați văzut și voi, a spart aici balonul. Deci avem bilețelul chiar aici, uitați-l, uitați-l. Barcelona. Mamă, ce-a picat. Deci băieți, va trebui să facem carieră, după cum puteți vedea, nu știu dacă se vede, cu Mioveni. Știți ce e Mioveni? Știu că e o echipă care nu ne place nouă. Nu ne place nouă? Nu. E cea mai slabă echipă din campionatul acesta, băieți Mioveni. Deci e cea mai slabă echipă pe care puteai să o... O să o facă challenge mai greu, dar acum hai să trecem mai departe la baloanele de jos, care ne vor decide și bugetul transferurilor, pentru că putem să mai avem o șansă, să știți. Pe care îl alegi? Același. Care? Ăla albastru? Da. Hai să vedem. Bag. Bun. Ia bilețelul. Mamă, cât avem aici. 50. Mamă, băieți, 50 de milioane de euro e bugetul transferurilor. Stați să se focalizeze. 50 de milioane de euro. Deci putem să transferăm ceva jucători buni. Ce jucători crezi tu? Ce jucători ai vrea să transferăm așa? Poate Octavian Popescu. Tavi, bun, Tavi. Hai să începem direct. Avem aici cariera. Creative New Manager. Frumos. Care îl vrei azi? Okay. Pe care îl vrei? Mm, ăsta? Messi? Da. Bun. Da. Cum să-l cheme? Nu știu, cum vrei. Păcate, băieți, va trebui să luăm Mioveniu. Nu avem ce să facem, asta ne-a dat Alex. Ia uite Mioveniu aici. O stea jumate. Aoleu. 50.000 de euro frumos aici la baston. Băgăm aici. 50 de milioane. 50 de milioane de euro chiar. Accept. Accept, frumos, confirm. Popescu vrei? Da. Tavi Popescu să fie. Octavian Popescu, iată aici, 19 ani. 19 ani. Îl luăm? Pentru cât? Asca, așa frumos, stai să-l ia. Mai zi un jucător bun. De la Steaua? De la orice echipă de lume. Portar bun, eu aș zice Târnovanu de la FCSB. Bă, deci Târnovanu mă farmecă, efectiv. Eu zic să mai căutăm... Haide să luăm pe Hagi. Eu luăm pe Hagi? Da. Pe Ianis Hagi, bine. Nu pe Hagi cel mare. Hagi, uite la aici, 23 de ani. Și dacă e tot Ianis Hagi aici, hai să mai luăm un jucător din străinătate. Haaland, n-avem bani pentru ele, clar. Ne putem lua gândul de la el. Ce-l avem aici pe Octavian Popescu, încercăm să-l cumpărăm. Ce zice Alex Nesi? Nesi. Bun, deci el vrea cam 4.500.000. 4.870.000. Hai să vedem ce zice. Sunt bit offer. We are ready, bun. Vor 4.900.000, accept, frumos, avem bani, avem destul. Uite cum l-am luat pe Octavian Popescu, dar acum urmează Târnovanu, un portar de nota 10, sincer, dacă mă întrebați. A jucat la Under 21, cum l-am jucat mulți portari. Așa, eu zic să-i dăm și noi aici, dacă are 2.800.000. La noi echipă, o să facă bună echipă cu Octavian Popescu. Avem aici niște jucători, pe cine să luăm? Nu știu. Îl luăm pe Armstrong? Da. Joacă la somn de pasc. Îl dăm, scoltuim aici frumos. 5-8 comes. Zic pe cine să mai luăm din Anglia. Îl luăm și pe ăsta de la Western, care ne-a bătut. Western, vai de capul lor, ne-a bătut acolo în Conference League mai de mult. Facem și contractul frumos cu Tavi. Hai să vedem. Pe cât? E 2 ani. 20.000 de euro pe lună. Pe lună? Weekly, pe săptămână, pe lună. Bun, a venit Tavi la Mioveni. Ia uite-l aici pe Tavi al nostru. A venit la Mioveni. Acum urmează Târnovan. Să-i vedem și lui aici reacția.
Bun, a venit și turnovanul la noi echipă. 3 milioane 10, ba, ba, ba. Între timp, băieți, după ce am făcut numeroase transferuri, aceasta este echipa finală. Să vedeți și voi aici ce am făcut. Eu nu sunt bun la FIFA deloc, ca idee, să vedeți. Cam terminat echipa, cum s-ar spune. Da, sunt obosiți. Yes, safe changes. Cum urmează să vedem cum ne descurcăm în carieră, ce zici? L-ai băgat pe ăla? L-ai băgat pe ăla cumpărat de 2. L-am băgat pe toți, da. Calendar frumos, vedem. Simulăm frumos tot campionatul. Tot campionatul să-l simulăm, să vedem pe ce loc crezi că ne clasăm, sincer. 13. Da? Yes. Se duce tot, ia uite. Ia uite cum simulăm tot, nici mă uit între. Wow. Ok. Uite. Deci tot, am făcut asta să fie mai intens un pic. Uite. Bine, am făcut asta ce drept că nu știu cum se face. Am simulat tot campionatul până pe 14. Ai câștigat cele. Bun, ia uite-le cum vin victoriile. Fii atent că ne clasăm, Bun, am bătut petrolul. Am pierdut. Hai și ultimul meci. Aproape să câștigăm. Ultimul. Am pierdut. Și acum ești pregătit să vezi clasamentul? Standings. Cât ești? Bă, am ieșit pe locul 2. Dar din păcate, locul 2 din play-out. Adică... Championship round, yeah. League, deci pe... 8! Nu, până pe 6 trebuie. Bă, pe locul 8 ieșim. Deci măcar nu a retrogradat Mioveni. Asta privește foarte mult. Am ieșit pe loc 8 cu echipa noastră făcută vai de capul meu, care eu habar n-am să joc FIFA, sincer. Deci am făcut echipa asta fără să am habar să joc FIFA. Și acum ce loc care îmi dai, mă? Am ieșit pe 8. Flotări, ceva, așa, lejer. Haide, spune atunci. Eu te provoc să te împuși cu un pistol de apă. Pistol de apă? Da. Ai nebunit tu? De ce? Păi mă auzi aici, mă faci doar bă pe clip. Hai mă, hai să facem provocare, hai să luăm direct pistolul cu apă, că m-a nenorocit. Ești pregătit? Aici. Câte shot-uri? 10. 3, bă, câte 10? Bine, 3, dar nu te miști. 5 shot-uri, hă? Bine, 5, dar n-ai voie să-ți... Bine, hai. Pua! Direct headshot. Dar vină mai aproape să se vadă. Hai, bă, ne simt. Încă una, întoarce-te. Mă întorc. Da. Hai, vedem. Nu reche. Bine. Tăte, bă, de aici, bă. Bă, gata, mă, când mai dai? Bă, dă-ți-mi. Vino aici. Băieți, m-au dat learcă, după cum puteți vedea. De ăsta. M-au dat cu pistolul ăsta, ce să-i faci? N-am ce să-i fac, cam acesta a fost și acest clip. Acesta a fost și acest clip. Până data viitoare, dați un like, eu v-am pupat, a fost și te-a pupat, pa!